Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Cornel Cadar și mă bucur să vă salut și în această zi. Suntem deja în atmosfera sărbătorilor de Crăciun, ne pregătim pentru sărbătoarea Crăciunului și cea mai bună pregătire este să asculți colinde, să le înțelegi mesajul. Ca atare ne-am propus astăzi să discutăm despre colinde, despre un cor care împlinește 35 de ani, o tradiție la fiecare Crăciun, în preajma Crăciunului, se ascultă colinde la seminar, corul seminarului cântă. Ca atare ne-am intitulat această emisiune Din an în an. Din an în an sosesc mereu, iată, vin colindătorii și anul acesta discutăm despre colinde și despre corul care împlinește 35 de ani. Și avem invitații în studio chiar care au urmărit îndeaproape istoria celor 35 de ani, care au făcut parte din cor sau fac parte din acest cor al seminarului. Și îmi place mai întâi să-l salut pe Părintele Lucian Păuleț, profesor la Institutul Teologic din Iași. Bine ați venit, Părinte, la emisiune. Bine v-am găsit, Părinte Cornel, pe dumneavoastră și pe toți telespectatorii noștri. Și îl salut și pe domnul Paul Vârgă, seminarist în anul 5, solist în cadrul corului acesta al seminarului. Bun venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Ca să intrăm deja în atmosfera acestui, știu eu, concert de Crăciun, vă propun să ascultăm mai întâi un colind înregistrat de TVR Iași anii trecuți, Adestes Fideles, și apoi revenim în studio ca să discutăm cu invitații. Venite adoremus, venite.
Frumos, ne-am întors în studio cu părintele Lucian Păuleț și cu domnul Paul Vârgă, seminarist în anul 5. Dumneavoastră erați cel care ați cântat solist în această primă piesă Adestes Fideles pe care am urmărit-o. Un colind în limba latină, înregistrat concertul de colinde în 2016 de TVR Iași și transmis tot în același an. Dumneavoastră erați, da? Cu siguranță. Eu sunt acela care a interpretat această colindă. Deci colinda în limba latină, cum ar fi în limba română? De altfel am auzit și la finalul colindei. În limba română, colindul binecunoscut creștinilor astăzi. Părinte Lucian, venim acum la această tradiție. De când este tradiția concertelor de Crăciun și cum a fost începutul? La seminarul nostru, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, a început această tradiție în 1983. Cu puțin timp înaintea anului în care am intrat eu la seminar, sunt, iată, 35 de ani de când corul seminarului colindă. Transmite acest mesaj că Iisus Hristos se naște între noi. A început atunci, în 1983, din câte știu, de la inițiativa domnului profesor Iosif Bișoc, era dirijorul corului seminarului nostru, și a dorit atunci să facă un concert. Era ezitant, am înțeles, dumnealui. În schimb, cineva a venit într-o zi la una din repetițiile seminariștilor cu un magnetofon, a înregistrat câteva din colindele pe care le cântau și apoi, când domnul profesor le-a ascultat, a decis să iasă în public cu acel concert. Ulterior, am înțeles, acele înregistrări s-au multiplicat, au ajuns în multe locuri din țară, suntem în 1983, și chiar la redacția postului de radio Europa Liberă au fost aceste înregistrări. Întrebarea mea este tocmai asta. Cum a fost posibil ca în acest timp, din 83 până în 89, comuniștii erau la putere, să aibă loc un asemenea concert și să fie și public cu invitați, nu? Veneau invitați din oraș și urmăreau concertul îndeaproape. Cred că la început poate a fost o surpriză. Știu că ulterior, de exemplu, în 1984, nu a avut loc acest concert. A fost interzis, chiar al doilea. Da, așa, după cunoștințele mele, așa s-a întâmplat. M-au interzis aceste cântări care vorbeau despre altceva, despre lucruri pe care comuniștii nu doreau să le auzim. Dar în Iași, îmi amintesc, lumea era extrem de doritoare. În acele timpuri se audă colindele. Era arhiplină capela, atât de plină încât se dădeau chiar de două ori aceste concerte, se țineau de două ori. Mai ales în acel timp când, știu eu, Moș Crăciun era înlocuit cu Moș Gerilă și toți termenii aceștia care veneau din zona bisericii, ai credinței, erau izolați cumva în biserică și erau înlocuiți cumva. Da, la noi nu se cenzurau colindele, le cântam așa cum erau ele, cu Moș Crăciun, cu Pruncul Iisus care se naște, cu creștinii care se bucură de nașterea Domnului. Deci dumneavoastră ați cântat din momentul în care ați intrat în seminar, mai mulți ani ați cântat în acest cor al seminarului, chiar și în perioada aceea, nici înainte din 1989. Am participat la concertul din 1989, eram corist. Atunci
în decembrie 89, nu mi-am amintesc exact data, însă cu siguranță acel concert a avut loc după ce la Timișoara s-a tras în populație. Noi nu știam, personal eu nu știam de acest lucru, însă la vremea aceea monseniorul Petru Ghergel, actualul episcop Petru Ghergel, a venit cu un discurs la sfârșitul concertului în care îndemna la pace, cita anumite versuri zicale din folclorul nostru, mama coace pâine. Nu înțelegeam ce spunea preasfințitul atunci, însă era modul său, într-o formulă așezată, nu, să nu să invite la pace, să invite la rațiune. Și era un mod de a spune că se întâmplă ceva în, da, în țară. Ceva grav, am înțeles ulterior ce dorea să spună. Dar pentru un seminarist, ce înseamnă să cânte în corul seminarului? A face parte din corul seminarului și a cânta, bineînțeles, pentru mine înseamnă bucurie, slujire și dăruire în același timp. Bucurie, deoarece, din punctul meu de vedere, cântarea este modalitatea cea mai frumoasă de a-i aduce laudă Domnului. Slujire, deoarece oferim darul primit pentru edificarea poporului lui Dumnezeu și, în același timp, dăruire, deoarece seminariștii care fac parte din corul de Crăciun oferă din timpul lor liber pentru a participa la orele de pregătire care se desfășoară înaintea concertului și înaintea oricărei liturghii. Și, într-adevăr, este o zi mare pentru că și pentru atât pentru noi, cât și pentru invitații care vin și ne ascultă. De altfel, să ne gândim că acest concert este dat chiar astăzi, când urmărim, telespectatorii urmăresc această emisiune și va fi reluat a doua zi la catedrală. Pe mine mă interesează cine vă selectează în acest cor, cine selectează cei care cântă, că nu cântă toți seminariștii, nu? Cel care face selecția pentru studenții care cântă în corul seminarului este părintele dirijor, anul acesta, părintele Eduard Soare. Înainte de concert, cu cel puțin două luni, se fac selecțiile pentru concertul care va urma. Și selecția, după ce criterii se va? Vă ascultă? Da, selecția, muzicale deosebite. Selecția este în particular. Fiecare merge și își prezintă o cântare un vers dintr-o poezie pentru a arăta dacă este capabil să facă parte din corul seminarului. Cam cât sunteți în corul seminarului acum? Anul acesta suntem în jur de 40 de studenți. Bine, un număr frumos, iată. Programele de colinde pe timpul dumneavoastră, adică după 83, în ce constau? Ce colinde? Sau cum se selectau aceste colinde? Aș putea spune că erau le-am putea împărți în două categorii. Erau colinde tradiționale românești, O ce veste minunată, Astăzi s-a născut Hristos, și în timp s-au adăugat colinde de o factură universală, cântate chiar în diverse limbi, în germană, Es ist ein Rosensprungen, O Tannenbaum, în italiană, Tu scendi dalle stelle, chiar în spaniolă, Nanita Nana, mă amintesc un cântec în Kiswahili, și în engleză, The First Noel, You Tied the Fires,
Și în franceză. În franceză, da, și în franceză. Vă invit tocmai să ascultăm un colind în limba franceză care are corespondentul în limba română, Îngerina noastră plaiuri. Am revenit în studio după ce am ascultat și acest minunat colind, înregistrare făcută de TVR Iași în 2016. Am revenit împreună cu părintele Lucian Păuleț și cu domnul Paul Vârgă, seminarist. Părinte Lucian, ce ne puteți spune despre dirijori? Care au fost dirijorii în decursul anilor acestui cor minunat? Primul dirijor a fost domnul profesor Iosif Bișoc, l-am amintit deja, apoi părintele profesor Pavel Balin, părintele profesor Chelaru Pavel, domnul maestru Anton Bișoc, dirijorul de cor al Filarmonicei, părintele profesor Florin Spătaru și din 2012 e părintele profesor Eduard Soare. Domnul Paul, ce colinde vă plac mai mult? În general, o categorie aparte sunt colindele din repertoriul tradițional românesc. Știu că fiecare colind în parte are un mesaj special, pornind de la cele mai simple până la cele mai dezvoltate din punct de vedere muzical. Atât melodicitatea, cât și bogăția acestei muzici, simplitatea și delicatețea textului aduce în prim plan farmecul inconfundabil, caracteristic
colindelor religioase românești. Dacă ar fi să numiți un colind, să dați titlul unui colind, care ar fi? Un colind care m-a impresionat și se află și anul acesta în repertoriul pe care îl vom interpreta, se intitulează Nașterea Domnului, de Radu Antofie. Un colind a cărui melodie este dispusă în 7 tablouri. Ceea ce mă impresionează la acest colind este atât dispunerea sa în 7 tablouri, cât și mai ales faptul că textul întreg creionează întreaga scenă a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Ce mesaj credeți că aduc colindele de Crăciun? Dacă ar fi să aleg un colind, m-aș opri la Minuit Cretien, pentru că mesajul de care mă întrebați e că Domnul Hristos se naște între noi. Crăciunul nu e doar o sărbătoare pur tradițională, tradițiile au și acestea rostul lor. Colindele ne aduc în suflet această bucurie că Dumnezeu s-a făcut om pentru noi, din dragoste față de noi și ca să ne mântuiască. Aceasta este vestea Crăciunului. Nu e doar o întâmplare din Betlehem de acum 2000 de ani, ci această naștere a lui Iisus are loc pentru ca noi să ne putem uni cu Dumnezeu. Ce urare aveți pentru corul seminarului la 35 de ani? Să-și amintească de faptul că stau pe o tradiție, iată, însemnată de 35 de ani, pe ceea ce au construit cei dinaintea lor și să aibă această bucurie că ei vestesc cea mai frumoasă poveste, cel mai frumos eveniment care a avut loc în istoria omenirii, nașterea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Cu plăcere. Am fost bucuros să vorbim despre corul seminarului la 35 de ani. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați rămas cu noi. Îndemnul este de a asculta colinde și de a prinde mesajul lor. Ele ne vorbesc despre Mântuitorul care a venit în mijlocul nostru, care s-a născut între noi ca să ne ducă în cerul Lui. La revedere, ne întâlnim peste 2 săptămâni.